Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție Sport Arena. Înainte să trecem la invitatul nostru din această seară, vă voi prezenta o retrospectivă a știrilor sportive de săptămâna trecută. Centrul sportiv Apollo din București a găzduit finala campionatului național de Kempo Full Contact și Semicontact, finală desfășurată sâmbătă. La concurs au luat parte 370 de sportivi la secțiunea Semicontact și peste 250 la Full Contact. Numărul participanților nu i-a intimidat pe sportivii clubului Acvila Giurgiu, care au obținut 18 medalii la Semicontact și 9 la Full Contact. Vreau să remarc aici sportivii care au fost pentru prima dată la o competiție națională. Unii dintre ei au urcat pe podium, au obținut medalii de bronz sau vicecampioni. Aceștia merită felicitați. Rezultate destul de bune sau foarte bune și mulți dintre ei au fost supervizați pentru cooptarea în lotul național. Luptătorii giurgiveni au obținut în total 16 medalii de aur. Dintre aceștia s-au remarcat Dâncescu Mihai, Roventu Șerban, Peiculeasa Claudiu, Epuran Andrei, Ciobanu Gabriel și Țigănilă Cristian, care au obținut câte 2 medalii de aur la secțiunile semicontact și full contact. Motorul concurs este la sfârșitul lunii acesteia, pe 28, mai precis, la Open-ul Bucureștiului și Cupa Națională Corisan, unde vom participa cu un număr de sportivi. Ne pregătim și în luna aprilie avem un număr de 3-4 competiții. În afară de cele 16 medalii de aur, luptătorii CS Acvila au mai obținut 6 medalii de argint și 5 de bronz. Arsenal Malo a avut parte de un start nemaipomenit la reluarea campionatului județean de fotbal. Primul meci oficial din 2015 a adus-o pe Real Colibaș la Malo și a fost victimă sigură. Tunarii au înscris 13 goluri oaspeților, 2 hat-trick-uri din partea lui Damian și Danciu, 2 goluri înscrise de Jelescu și doar câte unul marcate de Marcu, Cireașă, Roșca, Memiș și Dăianu Del Piero. Ca să se îmbărbăteze, tunarii și-au făcut un videoclip de prezentare a noii echipe cu care vor încerca să cucerească județul. Rivalii de la Unirea Izvoarele au remizat etapa trecută cu Dunărea Oinacu și le-au permis mălurenilor să urce pe primul loc, însă au rămas la egalitate de puncte, locul 1 și 2 fiind departajate doar la golaveraj. Dunărea Giurgiu a avut și ea un început bun de retur și dunărenii au câștigat cu scorul de 2-1 la Real Vărăști acasă. În seria de nord, Zmeii Ogrezeni nu au reușit să profite de pauza luată de Petrolul Roata Cartojani și au remizat cu ASE Buturugeni. Zmeii rămân totuși pe primul loc, însă au un meci în plus față de rivala Petrolul, care stă la doar un punct distanță de lider. Iată acum rezultatele meciurilor din campionatul județean de fotbal din etapa trecută. Astra Giurgiu ar putea să nu mai aibă posibilitatea de a evolua sezonul viitor în grupele Europa League. Ioan Nicolae mai are de plătit comisioane către firma de impresariat care a intermediat împrumuturile lui Yazal de Gomez și Pedro Santos, iar în replică firma portugheză a cerut deschiderea insolvenței clubului Astra Giurgiu. Într-un comunicat postat pe internet, vicecampioana își liniștește fanii. Acest lucru nu impune îngrijorare pentru Astra, deoarece speța se întemeiază pe o stare de fapt care nu justifică această cerere. Asta deoarece sumele solicitate nu sunt certe, lichide și exigibile. Astralii sunt supărați și pe cei din presa centrală care au publicat acest anunț cu puțin timp înainte de următoarea înfățișare în instanță care va avea loc săptămâna viitoare. Această publicitate forțată care se face este evident că nu are decât un singur scop, de a pune presiune pe instanță și de a ne afecta imaginea publică, considerăm noi, în mod total nejustificat. Astra Giurgiu este una dintre echipele norocoase care au reușit să evite insolvența și care și-a păstrat dreptul de a participa în cupele europene. Până în acest moment, 7 cluburi din Liga 1 se află în insolvență. Anul trecut, alte 2 firme au mai cerut insolvența Astrei, printre care și o firmă giurgiuveană de audit și consultanță economică financiară, însă ambele societăți au renunțat la acuzații după ce și-au primit banii. Cătălin Mocanu va face parte din grupul de 9 luptători care vor concura pentru România la Campionatul Mondial de Karate Kyokushin, ce se va desfășura în Grecia, la Salonic. Sportivul legitimat la CS Nova Force a devenit campion național la categoria sub 80 de kilograme și astfel s-a calificat la turneul final. O să particip la Campionatul Mondial sub 21 de ani, se ține în Grecia, o să fie un concurs foarte tare și primul campionat mondial din viața mea.
Cătălin este singurul senior pe care România va conta în luptele de la Mondialul din Grecia. Acesta are 9 adversari din Grecia, Olanda, Rusia, Japonia, Belgia sau Marea Britanie, pe care i-ar putea întâlni în maxim 4 meciuri. Cum ai ajuns să te califici la acest campionat? Datorită rezultatelor. La campionatul național locul 1, m-am calificat și acum se reprezint România la campionatul mondial. Giurgiuveanul nu se teme de potențialii săi oponenți și speră să obțină maxim din această competiție. O să am în jur de 4 lupte, adversari din peste 20 de țări, s-au înscris. Sper să mă întorc cu medalii și să reprezint România așa cum trebuie. Medalii ca medalii? Dar ce fel de medalii îți dorești? Țintesc cea mai strălucită medalie. Sper să ies campion. Știi ceva despre adversarii tăi? Știu că sunt campion fiecare în țara lui. Luptele din campionatul mondial de karate Kyokushin vor avea loc sâmbătă 21 martie, iar cei 240 de sportivi participanți vor lupta pe 4 categorii de vârstă, de la 12 la 20 de ani. Sâmbătă și duminică s-a desfășurat penultima etapă a campionatului național de atletism pentru copiii de categoriile 1, 2 și 3. Aici au concurat și mici atleți antrenați de Viorica Țigău de la clubul CSM Giurgiu. În urma rezultatelor obținute, doi dintre ei vor merge la etapa finală. Pentru unii au fost chiar primul concurs din viața lor, a fost o experiență plăcută, dar plină de emoție, iar ceilalți mai avansați, în sensul care au deja un an de pregătire, au obținut rezultate foarte bune, surprinzător și pentru mine, au reușit să se mobilizeze, își doreau foarte mult să participe la campionatul național, la etapa finală și au făcut recorduri personale la acest concurs, în special și chiar și la proba de lungime, dar și la proba de viteză. 6 sportivi au concurat din partea clubului CSM Giurgiu la biatlonul, care a cuprins probele de 50 de metri plat și săritură în lungime. Corina Ciobanu a obținut locul 3 și s-a calificat la finala campionatului național. Am ieșit pe locul 3 și am sărit la groapă și curse. Ai avut emoții? Nu. Deloc? Deloc. Știi că te-ai calificat la o etapă superioară, vei mai concura iar? Da. Ce vrei să obții de la următorul concurs? O medalie. Ce medalie? De loc întâi. Doamna profesoară, cum e cu voi? Cum mai zi-vă la voi? Mai vă trage de urechi, eu știu? Nu. Vă place cum merg cursurile de atletism? Da. Vrei să continui? Da. Mario Stan a participat și el la probele biatlonului și s-a clasat pe locul 4, obținând calificarea în finală, unde va ținti o medalie. Am alergat 50 de metri și am sărit la lungime. Cum au fost pentru tine probele astea? Cum? Nu, ușoare. Și ceilalți copii care au participat alături de tine, ție cum ți s-au părut? Că sunt mai bine pregătiți? Da. Da? Erau mai buni ca tine? Nu. Da, dar tu ai obținut rezultate bune. Da. Știi că vei merge la încă un concurs care va fi luna viitoare. Este ultimul concurs, cel mai important. Ce vrei tu să obții acolo? Medalie și diplomă. Ce medalii ți-ai? De aur. Ambii sportivi calificați se încadrează la categoria copii 3 și vor participa la etapa finală a campionatului național de atletism, care va avea loc în data de 4 și 5 aprilie la București. Sperăm să ne mobilizăm mai bine și să mai progresăm puțin până la campionatul național, unde așteptăm o medalie. Sperăm... Poate chiar cea de campion? Doamne ajută! Sperăm și de la Corina și de la Mario o medalie. Dintre toți sportivii giurgiuveni participanți la etapa trecută, cel mai bine s-a descurcat atleta Bianca Damian de la CSS Giurgiu, care s-a clasat pe primul loc la proba de aruncare a greutății la categoria de vârstă copii 2. Sute de fani giuleșteni au venit la Giurgiu să o susțină pe Rapid, însă au plecat dezamăgiți. Chiar dacă a învins, Astra a început cu emoții meciul după ce a primit un gol de la Benson, anulat de arbitru pe motiv de fault în atac. În minutul 21, William de Amorim deschide scorul după o fază construită de Fatai. Golul 2 a fost marcat de Budescu dintr-o lovitură liberă care l-a păcălit pe portarul Rapidului. Și astfel, capitanul Astrei ajunge la cota 6 în clasamentul golgheterilor ligii 1. Cristi Pustai, antrenorul Rapidului, spune că dacă Săpunarul nu ar fi ieșit din teren așa de vreme, alta ar fi fost soarta meciului. Deci, în momentul în care a ieșit, cred că la 2-3 minute am și primit gol. A fost o dereglare, pentru că începutul a fost foarte bun. Tot am încercat să mai reintrăm în joc. Dacă nu marchez, e foarte, foarte greu și împotriva unei echipe, totuși Astra, care ne-a reprezentat în Europa. Pe finalul jocului, Kehinde Fatai a părăsit gazonul accidentat, iar Astra a rămas fără un vârf pur sânge, deoarece și Denis Alibek este accidentat. Am avut foarte mare nevoie de cele 3 puncte. Eu zic că în seara aceasta am făcut un meci, să zic, perfect, cum și-a dorit mister.
și am luat cele 3 puncte. Rapidul are o echipă bună, cu jucători cu experiență, cu jucători care au jucat la nivel înalt. Dar se vede că nu sunt, să zic, închegați deocamdată și lucrul acesta s-a văzut în seara aceasta. Noi am fost mai buni. După ce a răpus pe Dinamo, Steaua și Rapid, pe stadionul Marina Anastasovici, Astra va merge sâmbătă la CSU Craiova, echipă pe care în tur a învins-o cu 5-0. De data aceasta, CSU prezintă un pericol ceva mai mare. O echipă foarte bună, sunt neînviși de foarte multe etape, dar mergem acolo să câștigăm. Budescu a vorbit și despre îmbunătățirile aduse de Dorinel Munteanu la Astra. După cum ați văzut, jocul nostru s-a schimbat în bine, este foarte bine pentru noi, avem o altă agresivitate și vorbește foarte mult cu noi și eu zic că asta contează cel mai mult. După victoria de aseară, Astra Giurgiu a revenit pe locul 4, însă îl împarte cu CSU Craiova. Giurgiuvenii vor încerca să se desprindă de urmăritori sâmbătă în meciul din Bănie, care va începe de la ora 15:30. Federația Internațională de Arte Marțiale a organizat săptămâna trecută în Grecia, la Atena, campionatul mondial de jiu-jitsu pentru juniorii sub 18 și 21 de ani. Luptătorii au participat la probele de duo, fighting și newaza. Sportivul giurgiuvean legitimat la CSEA Gvila, Marius Tatawana, a fost cooptat în lotul național, care a mers la Atena și s-a clasat pe poziția a treia. Este un sportiv care confirmă de câțiva ani de zile și anul acesta a obținut medalia de bronz la acest campionat mondial la Atena, în Grecia. Marius Tatawana nu este singurul sportiv giurgiuvean cooptat în lotul național. Sportivii CSEA Gvila au reprezentat o bună sursă de alimentare a delegațiilor României pentru campionatele internaționale. Cu siguranță. Este vorba de muncă pe care o depunem împreună cu ei. Este satisfacția muncii, sau rezultatului muncii și totodată satisfacția că ei poate să realizeze ceva și să meargă, să facă pași importanți în viața lor sportivă de performanță. La sfârșitul săptămânii trecute, colegii lui Marius Tatawana, care au rămas în țară, au participat la campionatul național de Kempo, de unde s-au întors cu 27 de medalii. Aceasta a fost retrospectiva știrilor sportive de săptămâna trecută. Acum trecem la invitatul nostru din această seară. Am plăcerea să vi-l prezint pe vicepreședintele Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, Daniel Ignat. Bună seara și bine ați venit în platoul emisiunii Sport Arena. Bună seara, să rămână, mulțumim pentru invitație. Este o onoare ca de fiecare dată să participăm la emisiunea dumneavoastră. Cu mare drag la noi, la Sport Arena. Știm că sâmbătă s-au desfășurat meciurile din etapa 15-a campionatului județean de fotbal Liga 4, unde CSM Dunărea Giurgiu a reușit să obțină o victorie pe teren propriu cu 1-0 în fața echipei Dunărea Oinacu. Dar înainte să dezbatem cu invitatul meu din această seară rezultatele obținute de Dunărea Giurgiu, atât la senior cât și la junior, vreau să amintesc că în acest weekend Giurgiu a găzduit prima ediție a Cupei Micului Judoka, un concurs la nivel național cu participarea a 10 cluburi din țară, organizat de Direcția Județeană de Tineret și Sport în colaborare cu Clubul Sportiv FCM Giurgiu. Această competiție fiind dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani. Dintre cluburile participante a fost prezent și Clubul Steaua București, reprezentat de sportivii antrenați de campioana olimpică Alina Dumitru. Cu un palmares bogat, Alina Dumitru a obținut 8 titluri de campioană europeană, 3 medalii de bronz la mondiale, iar la Jocurile Olimpice a cucerit aurul în ediția din 2008 de la Beijing și argintul în 2012 la Londra. Un sportiv de mare valoare și cu mare caracter. Am fost și noi prezenți la acest eveniment și haideți să urmărim câteva imagini de la acest concurs. Este prima ediție a competiției sportive de judo, trofeul Micul Judoka, organizat de Direcția pentru Sport și Tineret Giurgiu în colaborare cu Clubul Sportiv FCM Giurgiu. După cum vedeți, avem o participare numeroasă și astăzi, în jur de 150 de sportivi de la 10 cluburi din țară, care se vor întrece pentru un loc pe podium. Zic eu că sunt motivat și de prezența în sală a Alinei Dumitru,
multipla campioană europeană, campioană olimpică prima din istoria judoului românesc, medaliată cu bronz la mondiale și cred eu că acest lucru îi motivează pe copii. Dar avem două cluburi din Giurgiu, parcă. Două cluburi din Giurgiu, FCM Giurgiu și Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, care participă la această competiție. Alina, cu ce ocazie onorăm vizita ta aici? Păi participăm la cupa desfășurată aici la Giurgiu, împreună cu copiii pe care eu îi antrenez. Am venit să facem meciuri de verificare pentru noi, ne pregătim pentru campionatele naționale și pe lângă asta am adus și prichindeii de 2008-2009 să vedem cum se descurcă. Chiar, cum s-au descurcat până acum? Până acum, zic eu, bine. Mai avem încă copii care, judoka care urmează să concureze, să sperăm că și ei se vor urca pe podium, la fel cum au făcut-o și ceilalți. La punct de vedere că tu ești fostă campioană olimpică, singura campioană olimpică la judo, asta îi va motiva pe copiii pe care îi antrenezi să ajungă și ei campioni olimpici? Eu încerc să le dau din experiența mea, să le vorbesc prin ce am trecut eu, să pot să-i ambiționez și pe ei și de ce nu să ajungă și ei mari campioni. Totul depinde de ei, de ambiția lor, de votamentul lor. Eu fac tot posibilul să îi îndrum pe drumul cel bun. Despre copiii pe care i-ai văzut aici la Giurgiu, copii oponenți, ce impresie ți-ai făcut de la celălalt? Sunt copii cu care ne-am mai întâlnit la competiții, care ne-au mai bătut, i-am mai bătut. Așa e, la nivel de copii nu există un singur campion. Tot timpul se poate întâmpla să câștige și cel care a fost învins. Deci e o competiție bună, o competiție, zic eu, care va fi din ce în ce mai bine promovată, unde vor participa mai mulți copii din țară. Din exterior, ce se știe despre judoul giurgiuvean? Cam câtă celebritate are? Nu știu să vă dau prea multe date. Știu că cei de aici se ocupă și vor să scoată campioni. Îl cunosc pe Florin. Știu că se implică foarte bine în antrenamentele copiilor și își dorește să scoată un campion. Mai multe... Cum te simți tu ca antrenoare acum, la 3 ani după ce ți-ai anunțat retragerea? Acum deja încep să mă obișnuiesc și eu cu antrenoratul. Încep să mă obișnuiesc cu copiii. A fost un pic greu la început, recunosc că am coborât la nivel, la inițiere, eu venind de la performanță, dar acum este bine, acum deja ne înțelegem mult mai bine sportiv-antrenor. Eu zic să decurgă așa cum ne dorim și copiii, dacă mă ascultă, cu siguranță vor lua rezultate. Există posibilitatea unei reveniri a ta pe tatami? Nu. Asta nu, oricum nici nu aș mai avea timp. Mai este un an și este foarte puțin timp să pot să-mi revin. Trebuie să mă calific întâi, că eu am ieșit din clasament. Nu, în niciun caz. Nu, că am și zis că vreau să ies cu fruntea sus. Am dat medalie la Londra, am spus că mă retrag. În niciun caz nu mă mai întorc. Las copiii să meargă mai departe. Am citit anul trecut, ai spus că, a zis o declarație de-a ta, ai spus că ai dorit să te retragi în acest sport, să rămâi în armată. Nu, de retras din acest sport nu am cum, îl iubesc prea mult. Că antrenez la Clubul Steaua, da, sunt angajată, dar de plecat din lumea sportului nu pot să mă duc la birou, să stau la birou, nu, niciun caz. Trebuie să stau lângă ei, să pot să le dau din experiența mea. Am urmărit-o pe Alina Dumitru și câteva imagini din prima ediție a concursului Micul Judoka și, după cum spunea și Alina, eu n-are cum să plece din acest sport iubindu-l foarte mult și în același timp trecând la antrenorat. E puțin mai greu, dar deja s-a acomodat. E greu să treci de la mare performanță în antrenorat. Nu e ușor. Sunt două cariere
diferite. Cred că pentru orice mare sportiv sau orice sportiv de performanță simte același lucru atunci când trece de la un nivel, cum a spus și Alina, de performanță, un nivel ridicat, campionate mondiale, olimpiade, la inițiere. Dar este un pic ciclul vieții și din exterior, sigur. Trebuie să facă parte și din viața de antrenorat, exact cum a spus, trebuie să transmită experiența și să scoată poate și iar la rândul ei alți campioni. A fost imediat după ce s-a lăsat de sport, din activitatea de mare performanță, a trecut la federație, într-o funcție dată de Federația Română de Judo, dar nu a stat prea mult pe acolo, a trecut totuși la antrenorat mai aproape de acest sport care l-a iubit cu drag. Funcțiile birocratice nu prea sunt pentru sportivi de performanță. Ei iubesc, așa cum a spus și ea, iubesc terenul, iubesc sala de antrenament, nici de cum birou în care să stea 8 ore și să plece închide acasă. Și ai atâta experiență care totuși exact. Trebuie să o scoți și să o arăți celor mici. Sigur. Și de a crea din nou mari performeri și, Doamne ajută, să reușească un viitor campion olimpic, Doamne ajută. Haideți să trecem la ale noastre și la să vorbim la fotbal și la evenimentul de sâmbătă din 21, meciul între Dunărea Giurgiu și Dunărea Oinacu. Ce puteți să ne spuneți despre acest meci? A fost un meci așa, rezultatul 1-0, bineînțeles, dar golul ăla a fost foarte așteptat, nu mai venea odată. Da, un meci, dacă ar fi să ne luăm după rezultat, un meci greu, însă după cum s-au desfășurat lucrurile în teren, spun eu, fără să fiu subiectiv, că Dunărea Giurgiu a avut la discreție acest meci, doar neșansa făcând să nu deschidem scorul mai devreme sau diferența de scor să nu fie mai mare. Într-adevăr, se putea încheia și la egalitate, din nefericire pentru noi, dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, dar am punctat decisiv în minutul 85 prin Vrabie Mugurel și deja oricum meciul era încheiat, să zic așa, nu au mai fost alte faze notabile după acest minut. Am fost și noi acolo, am văzut deja așteptarea, numai tribuna oficială nu mai putea ardea, nu mai venea golul. Dar am văzut că au fost niște probleme și cu arbitrajul, adică mici nemulțumiri. Da, din păcate sunt arbitri tineri, atunci conectați la febra meciului mai sunt reacții de nemulțumire, de nervozitate, dar trebuie să-i credem și pe ei. Vor crește, sperăm că vor crește, vor învăța din aceste greșeli. Ciudat este faptul că nu știu de ce greșesc exact la Giurgiu, unde nu există presiune. Pentru mine, eu pot înțelege că se greșesc în localități unde îmi știm prea bine, nu trebuie să ocolim acest adevăr că publicul este foarte aproape de arbitru, aduce injurii arbitrului și automat îl timorează. Dar la Giurgiu, neavând presiunea publicului, nimeni nu are cum să-i atace, terenul este îngrădit, ei ar trebui să evolueze mai dezinvolt și fără niciun fel de trac. Decizii corecte. Și să ia deciziile corecte, că probabil în unele meciuri le iau forțați, v-am spus, de aceste presiuni care vin din partea publicului, dar aici nimeni nu intră în teren să-i lovească sau... Din păcate greșesc. Asta trebuie să o analizeze cei de la Comisia de Arbitri, nu este treaba noastră. Așa, sunt peste tot. Da. Probabil și la o ligă superioară tot avem de comentat asupra arbitrajului. Acolo, vedeți, acolo putem pune seama asta pe niște mici aranjamente, dar la Liga a 4-a noi nu văd care ar fi aceste interese, nu văd de ce să existe astfel de jocuri cu arbitri, pentru că nu sunt sume uriașe în joc, punctele sunt, e mai mult orgoliu, să spun așa, decât... La Liga 4, așa e, decât n-aveți și împărți. Nu văd, adică, de ce aș veni să aranjez un meci, să truchez un meci cu arbitrii ca să obțin ce? Noi aici suntem tot la inițiere.
exact cum inițiem. Noi trebuie să facem în așa fel să creștem valoarea fotbalistică, că de jos mergem către sus și nici de cum să câștigăm niște meciuri trucate care... Ați amintit de Mugurel Vrabie, cel care a adus golul victoriei, da. Un jucător tânăr. Ce puteți să ne spuneți despre el? Este încă junior, la sfârșit de juniorat. Un jucător talentat, dar depinde de el evoluții care le are în teren de acum încolo, pentru că a primit încrederea conducerii, antrenorilor. Rămâne să confirme dacă va fi un titular incontestabil de la anul, având în vedere că tine junioratul acum are opțiunea, nu joc la senior, joc la junior, dar din campionatul următor va evolua numai la senior și va trebui să se impună. Asta acum trebuie să muncească mai mult și să se de el, dar am spus că numai de el depinde. El, porțile au fost deschise. Acum el, atitudinea sa va fi cea care îl va promova sau cea care îl va trage în jos. Când vorbim de Liga 4, antrenamentele fotbaliștilor cum se fac? În fiecare zi? Da, la Dunărea Giurgiu avem, după cum bine știți, sunt antrenori angajați, sunt antrenamente zilnice, zic eu, destul de elaborate. Căutăm să facem lucrurile așa cum trebuie să făcute. Chiar dacă este Liga 4, așa cum am spus, odată cu sosirea și a noului președinte Adonis Puiu, care e un om de fotbal cu ștate vechi în și ca fotbalist și ca conducător și încearcă să impună acest respect față de sport, față de fotbal și către toate celelalte ramuri sportive ale clubului. Am văzut că au fost și ceva spectatori în tribune. Când vom vedea tribunele pline la meciurile, măcar cele de acasă, de la Dunărea Giurgiu? Da, asta este o problemă la care lucrăm. Lucrăm să aducem publicul în tribune. Eu spun că publicul va fi adus în tribună și prin evoluția echipei, care până acum a lăsat ușor de dorit. Aduce spectatorul. Dar, exact. Încercăm să, prin, așa cum v-am spus, prin aceste noi reguli care se impun la echipă, la antrenamente și așa mai departe, să avem rezultate mult mai bune și atunci dunăriștii vechi, cu ștate vechi, sigur vor veni în tribune, că ei iubesc fotbalul giurgiuvean și sunt dornici de spectacol fotbalistic pe arena din Port. Au venit jucători noi la echipă în acest retur? Da, am avut 5 transferuri care au adus un plus de valoare. Întotdeauna nu poți să faci o echipă numai din copii, numai din tineret. Noi avem baza, să spun așa, pe lângă, dau dintr-una între alta, pe lângă Mugurel, Vrabie. Noi mai avem juniori în lot, cum am avut și în turul campionatului, dar am încercat să inserăm pe câteva posturi cheie în echipă câțiva jucători cu experiență. Nu foarte bătrâni nici aceștia, că nu dorim să facem echipă de seniori, de old boys, așa, să rămână la tineret, dar cu mai multă experiență în fotbal. Și s-a văzut o îmbunătățire vizibilă a jocului de când au venit cei 5. Sigur. Și puteți să ne menționați și de unde au venit, de sigur la alte echipe? Da. Vă dați seama că se cunoaște aportul acestora în joc. N-am mai luat gol, am luat un gol etapa trecută, dar nu așa de la fel de ușor cum le luam în turul campionatului. Au venit de la Vedea, Draghia, Pascu și Vârban și Guțu și de la Vârban, da, și Vârban și Guțu și Pascu de la Izvoru. Da? Cum a spus, e jucător cu experiență care își spun... Și cum i-ați convins să vină la Dunărea Giurgiu? Aici pot să spun că a fost aportul exclusiv al domnului președinte Adonis Puiu, care i-a mai avut la echipă
sunt jucători care îi cunoaște destul de bine și asta a fost un elementul cheie, să spun așa, al transferului. Da. De obicei se întreabă lumea, a oferit ceva în plus față de echipa unde, de la care a plecat? Repet, ca și în deschidere, la Liga 4 e greu să oferi ceva în plus. La Liga 4 învățăm, aici ne formăm ca și fotbaliști, iar ei, da, ceva în plus, v-am spus, ceva, acest plus este dat de management, este dat de un proiect. Degeaba ai bani dacă nu ai un proiect sănătos. Un fotbalist nu se naște după zi pe alta, el trebuie, ca să ajungă fotbalist, îi trebuie foarte multe ore de antrenament. Nu poți să faci fotbal dacă dai prime sâmbăta, dar joci numai sâmbăta, fără niciun antrenament, sau faci un antrenament pe săptămână. Și ei au crezut în acest și cred în acest proiect care a început în returul acestui campionat, dar bătaia va fi pentru ediția 2015-2016, noi nemai având la momentul acesta șanse reale să putem prinde play-off-ul, ca mai apoi să mergem la... Cu toate că ați început foarte bine, Victorie. Da, matematic. Victorie. Matematic, dar e, da, foarte greu, dar, să dar, o țineți tot așa? Car, nu, dar chiar dacă noi o ținem așa, și eu sper că așa o vom ține, ideea este că depinde foarte mult și de rezultatele celorlalte echipe care sunt în fața noastră. Mi este foarte greu să cred că echipele de pe primele două locuri, Izvoarele și Malu, vor pierde toate meciurile din acest retur, ca noi să putem să-i ajungem și să-i depășim. Noi ne vom face treaba noastră, încercăm să obținem victorie meci de meci, dar suntem strânși legați și de rezultatele lor. Da, și atunci aș vrea să vă întreb, da, dacă aveți șanse de a promova măcar în primii trei. Da, aici va fi o luptă destul de acerbă cu cei de la Vedea. Cu toate că este la fel, destul de greu, dar încă avem speranțe. Noi, da, ne jucăm șansa, deci cartea până la ultimul meci. Unirea Izvoarele, 37 de puncte față de dumneavoastră, deci au un avans de 16 puncte. Asta înseamnă în meciuri că 5 înfrângeri, 5 și un egal. Ar trebui să facă Izvoarele, ținând cont că în tur au avut o singură înfrângere, mi-e greu să cred că vor pierde acum 5 meciuri. Da, sunt foarte strânse la puncte, Arsenal Malu 34 de puncte, Vitorul Vedea 33. Da. Iar Călugărenii 30 de puncte, locul 4, da, iar dumneavoastră CSM Dunărea Giurgiu 22 de puncte. Da, am urcat acum prin rezultatul, da, prin cu Dunărea Uinacu, am urcat un loc în clasament. I-ați învins devansat, pe Izvoarele. Pe Izvorul. 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 Da. Spicul Izvorul. Spicul Izvorul. Spicul Izvorul. Cine sprijină echipa din punct de vedere financiar? La momentul că probabil acesta, din măcar de vedere, deplasări, da, dacă da, da, nu vorbim de prime exclusiv și... primăria, Consiliul Local sunt cei care ne susțin. De asta este destul de greu la noi să putem oferi prime de joc și așa mai departe. Banul public știți prea bine că trebuie cheltuit cu maximă responsabilitate și nu avem baza legală la acest nivel să putem oferi aceste prime și de joc. De-abia de la Liga 3, unde este un campionat semiprofesionist, putem face aceste plăți în numerar, în bani pentru înseamnă prime că și de joc. Sportivii, fotbaliștii tind să promoveze Liga 3. Asta încercăm să inoculăm acestor tineri. Ultima promovare a Dunării Giurgiu, vechea Dunării Giurgiu, s-a făcut tot cu tineret giurgiuvean exclusiv și încerc să le, și eu și domnul președinte, încercăm să le inoculăm acest lucru, să spunem că pot face realizat, dar numai prin multă muncă și foarte multă seriozitate.
În ultimul timp, din păcate, știți prea bine, fotbalul giurgiuvean a cam dus lipsă de... În Giurgiu, de fapt, a existat doar Nova Force, care a onorat cu foarte mare succes, a jucat două baraje, dacă nu, sau trei, pentru accederea la Liga a treia. Și, din păcate, neexistând o altă concurență mai mare pe acest segment de copii, de... n-am putut scoate valori. Și avea un fotbal mai de calitate la, să mergem la Liga a treia, să spun așa. Lucru care ați văzut și dumneavoastră că ați fost la meci, se poate transpune și în ceea ce s-a întâmplat la meciul de juniori. Da, a doua zi. Cel de la junioria 12-0. Domnul Dorian Gârlea de fiecare dată a creat echipe, dar este un nivel foarte scăzut în județ. Nu mai există copii, echipele din județ strâng cu foarte mare greutate copii să se prezinte. Ideea este că ei trebuie să se prezinte. Neprezentându-se echipa de juniori, este afectată echipa de seniori. Și ca să nu fie afectată echipa de seniori, ei vin, măcar să facă 11. Act de prezență, dar nu și calitativ. Da, și juniorii ce să crească? Nu au motivare. Când știi că la fiecare meci câștigi cu 12-0, 7-0, da. Nu există motivare și nu crești în valoare. Stagnezi. Da, fără concurență e foarte greu să ajungem la un rezultat foarte bun. Dar haideți să urmărim și câteva interviuri date după meciul între Dunărea Giurgiu și Dunărea Oinacu. Mugurel a avut nevoie doar de un sfert de oră ca să marchezi. Da, nu este neapărat nevoie numai de timp. Cu ajutorul echipei am reușit să dau gol, chiar îmi doream să intru în teren, aveam dorința de a juca și chiar să marchez și să câștigăm acest meci, pentru că cei de la Oinacu au jucat un fotbal extraordinar de bun și am câștigat destul de greu în fața lor. În fața premergătoare, golul a avut o ratare uriașă. Credeai că imediat vei da gol? Nu am crezut, dar după prima fază, când am dat la poartă și mi-a scos-o portarul, a doua oară s-a văzut că a intrat. De ce așa târziu? I-ați cântat emoția. Da, asta este. Oricând este bine venit și în minutul 91, câștigăm cu 1-0, 3 puncte sunt la noi. Eu și un portar în curvă bună. Da. La oponent. A fost destul de bun, dar până la urmă a luat un gol, noi am câștigat, urcăm sus în clasament. Mult mai greu aici la seniori decât la juniori? Da, mult mai greu. Destul de greu. Petreceți acum, se întâmplă ceva sau vă duceți acasă? Nu știu, să vedem, în vestiar puțin veselie. Narcis, te-ai întors acasă după mult timp. Da, m-am întors pentru că sunt mai copii aici, o să jucăm un fotbal foarte frumos. Pe alte terenuri nu poți să joci, nici aici terenul nu lasă de dorit. Dar aici e un grup unitar, o să face antrenamente, să lag și o masă după, o să fie frumos. Cam greu meciul astăzi, vă așteptați să fie atât de dificil să câștigați? Noi ne-am așteptat, ținând cont că ei joacă pe un teren mai prost ca acesta, ne-a făcut jocul greu. Ei nu prea au jucat, 10-20 de minute, restul ăsta mai pe jos. Când adversarul nu-ți dă posibilitatea să joci și tu îți faci jocul foarte greu. Voi s-a sperat, ratările nu mai remușcă ca vreo 2-3. Noi am avut speranță că câștigăm, știam că eu o să cadă minutul 70 fizic, o să venim peste ei, practic a doua repriză nu a avut ocazie. Ce obiectiv aveți voi sezonul ăsta? Sezonul acesta nu avem obiectiv, jucăm doar să ne menținem sus, 4-5, cât se poate mai sus. Adversarii au un punctaj foarte mare în fața noastră, din fară sperăm să ne batem la play-off, să mergem divizia C. Știu că tu nu prea ai mai evoluat în ultima perioadă, ai de gând să dai kilogramele astea jos? Deja am început, am dobit vreo 8 kilograme, sper să o țin tot așa. Am pauză, 3-4 ani de când nu am mai evoluat. La nivel în mașină? La nivel, da, am jucat așa, doar ocazional. Bucuros după a doua victorie din acest... Bucuros, dar totuși obosit, un meci extraordinar de greu. Eram convins că se va întâmpla așa, pentru că a fost primul și singurul meci care l-am jucat până începerea campionatului pe terenul propriu. Și da, ce a denotat niște greșeli personale, dar până la urmă e bine că a ieșit bine. V-au cam exasperat jucătorii cu ratările? Păi, ce să spun, că mai aveam puțin și leșinam pe bancă acolo. Dar până una peste alta a fost bine. Iar a fost un meci greu din cauza că e singurul și primul și ultimul meci acasă. V-a salvat Mugurel Vrabie, o achiziție bună sezonul ăsta, chiar din definirea proprie. Știți cum e, a jucat copilul la juniori, iar a venit rândul să mute la echipa mare, pentru că ăsta e scopul până la urmă. Ce face Gârlea Dorian cu ei la juniorii mari?
l-am luat pe el, o să mai vină și câțiva alții. Nu v-am zis de data trecută că o să-mi promovăm și avem destui copii. Aveți cumva în contract un, dintre ăsta un spor de periculozitate, că de fiecare dată, vorba dumneavoastră, aproape vă exasperează ratările. Deocamdată nu știu, trebuie să conducerii ei să ocupă cu chestiile astea, cu momentele astea. Să vă dea măcar medicamentație, nimic, pastile, la, ceva. Nu, m-am învățat, am atâția ani de zile, 30 ceva de ani. Dar pe moment atunci eu sunt ăla care trăiesc jocul și nu pot să stau să mă uit cum... Nu. Bine, și arbitrajul de astăzi a lăsat de dorit. De ce să spun? Băiatul ăsta e ceva de speriat. Deci penalti clar aici. Dă-i galben, dă-i. Deci n-am nevoie să mă ajut, dar lasă copiii să joace. Două victorii la limită, dar punctaj maxim după două etape. Care e obiectivul dumneavoastră în acest moment? Păi, obiectivul? Nu v-a spus în tur că se va schimba? E, eu cred că s-o ține cât mai mult, să aduce cât mai multe victorii. Preferați o victorie la limită, eu știu, în față de un meci frumos pe care să-l pierdeți? Până la urmă știți ce contează. Alea trei puncte care rămâne în visteria clubului, restul e poveste. Astăzi a fost oaspeți. Păi da, așa s-a modificat. Dar ai noștri au uitat să schimbe alea pe acolo, cred. Credeam că s-a confundat Dunărea. Dunărea au cu Dunărea. În elementele ale FIFA așa s-a ajuns la concluzia să schimbe. De ce? Nu știu, nu cunosc. Vedeți și noua stemă a Dunării? Da. Conducere. Mulțumim. Domnul președinte. Și pe chestia asta îi mulțumim că se ocupă, are grijă de copii, să știți și, uite, că bine că ați adus în discuție, s-a schimbat total viața la echipă, copiii au și un câștig, un bănișor al lor acolo și e bine. Două victorii ale echipei mari de fotbal în primele două etape ale turului. Da, într-adevăr, sunt victorii așteptate de mine, dat fiind faptul că ne-am întărit bine lotul, avem dubluri pe posturi, și numeric și valoric, cu jucători tineri, numai de aici de la noi, din oraș, din Giurgiu, cu o pregătire să facem diferența față de celelalte echipe, care știm bine că ei se întâlnesc doar la meciuri sâmbăta și normal, pe final cedează. Nu plecați și cu un mic dezavantaj, terenul foarte prost. Într-adevăr, da, terenul este foarte prost, încercăm acum să-l cât de cât să-l mai amenajăm, în circa o lună să-l însămânțăm cât mai putem așa și să-i dăm cât de cât o față pentru a disputa un joc mai bun. Ce așteptări aveți de la acest retur? Care este obiectivul dumneavoastră? Chiar dacă ați mai spus, vă mențineți părerea că puteți ajunge pe podium? Da, bine, acum diferența e mare. Avem un handicap de aproximativ 16 puncte. Mai puțin interesează locul pe care îl ocupăm. Acum, obiectivul a fost închigarea unei echipe, adică formarea unui lot, pentru că știu că în tur nu eram, dar au fost probleme, nu erau nici 10 la un meci oficial. Nu vreau să se mai întâmple așa ceva. Adică să arătăm ca o echipă de fotbal. Asta e obiectivul, să avem un lot de 22 de jucători. L-am îndeplinit. La antrenamente, la fel, să avem o prezență de 18 jucători în medie. O avem și pe aceasta. Și cu o pregătire bună, rezultatele vor fi bune, pozitive. Iar de la anul să ne organizăm și să nu mai pierdem locul 1. Aducerea spectatorilor la stadion este și ăsta un obiectiv? Am văzut destul de multă lume astăzi. Da, este iar un obiectiv. Mizăm așa la meciurile echipei să avem în jur de 300-400 de spectatori. Da, într-adevăr, au fost ceva spectatori, chiar le mulțumim. O să-i așteptăm și pe cei care multă lume nu a știut. Noi am pus niște afișe, într-adevăr, cu întârziere ieri, dar de data viitoare la meciurile de acasă ne vom pune afișele mai devreme. L-am urmărit și pe președintele Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, Adonis Puiu. Este foarte încântat de evoluția propriilor fotbaliști. Da. E și normal. Victoriile întotdeauna aduce o stare de euforie și de euforie. Și zicea acum în sfârșitul interviului că încearcă să aducă publicul în tribune, dar s-a pus niște afișuri, dacă am cu întârziere, ce vreau să spună? Da, le-am pus abia vineri, atunci le-am putut procura și noi. O să avem grijă ca pentru următoarele meciuri de care le vom juca pe teren propriu,
de miercuri să existe, și să promovați să existe, da, în oraș aceste afișe, exact cum era și înainte, să știe omul sâmbătă la ora de disputare, acum de sâmbătă, începând cu această sâmbătă, se va schimba, nu va mai fi de la orele 15, va fi de la orele 16, s-a mărit ziua și sunt amănunte importante pe care un suporter trebuie să le cunoască, de pentru care venim în întâmpinarea lor și o să lipim aceste afișe mai devreme. Și cu un public mai numeros, sigur, poate și rezultatele vor fi altele. Publicul, când ai o susținere, sigur, mai devotată așa, probabil și jucătorii... Publicul vor... este al 12-lea jucător. Păi și au nevoie jucătorii pentru o urcare pe podium, măcar în primii trei, nu ne-am dat pe primul loc. Sunt că orice, mi-a spus că este foarte greu, într-adevăr. Orice sportiv, cred că, nu numai la fotbal, în orice ramură sportivă, are un ascendent moral atunci când are publicul de partea sigur sa. Sigur. Ce puteți să ne spuneți de campionatul județean la junior, etapa 8-a, unde Dunărea Giurgiu este reprezentantă de echipă atât la junior C, cât și la junior A? Da, într-adevăr, a început în acest weekend, a început și returul campionatului de junior C, județean de junior C. Să ne explica și ce înseamnă juniorii C, juniorii A. Da, intră 10-14 ani grupă de vârstă, e un palier destul de mare, dar acestea sunt condițiile, nu sunt foarte mulți copii, nu putem să facem grupe pe 2 ani de zile, 10-12-12-14 și așa mai departe, și îi reunim în acest campionat. Deja ca și număr de echipe, el însumează un număr de 8 echipe, dintre care 4 sunt din Giurgiu. 2 CSM Dunărea Giurgiu, 2 CSS Giurgiu, Izvoarele, Mihai Bravu, Vedea și AS Sporting Giurgiu, fiind echipele participante în acest campionat. A debutat prima etapă a returului, un rezultat de egalitate pentru grupa mai mare, să spun așa, Dunărea Giurgiu, care sunt copii născuți în 2000, împotriva celor de la CSS2, iar cealaltă echipă... CSS2 fiind antrenat chiar de domnul Adonis Puiu. Da. Acum a fost rival. A fost, să spunem, două meciuri, de fapt, în familie, deoarece și la CSS1 antrenorul avem pe domnul Gârlea Dorian, care, la rândul dânsului, antrenează și echipa de juniori 1 a Dunării Giurgiu. Deci a fost în familie. Din păcate, la nivel de copii, nu cred că sigur, vorba de adversar. Sigur că da, nici de cum. Asta vreau să fac. Da. Ca un spirit de glumă, acest rezultat de egalitate nu avantaja niciuna dintre echipe, deoarece Dunărea Giurgiu 1 a făcut prin acest egal obținut în această etapă, s-a îndepărtat ușor de cei de la Izvoarele, care sunt pe primul loc. Deci nu ne-a ajutat egalul. Totuși, nu cred că ați ținut cont că e un meci în familie. Totuși s-a jucat pe bune. Da, dar asta da, tocmai. Asta spun, că dacă era un meci în familie, poate făceam în așa fel să nu pierdem cele două puncte, sigur, care ne-au îndepărtat de ocupanta primului loc. Dar, cum am spus, fiind un meci de junior C, copii foarte mici, nu e bine să-i învățăm, ei trebuie să muncească în teren și să obțină tot ceea ce obțin acolo, în teren. Cum de altfel ar trebui să se întâmple peste tot în sport. Nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă, sportul din păcate a devenit o afacere, multe meciuri... Și mai ales fotbalul, deoarece este urmărit de foarte multă lume. Ne uităm câteodată la unele meciuri și ne lasă un gust amar. Vedem echipe destul de galonate care pierd inexplicabil cu niște echipe foarte mici, dar știți cum e, nu putem acuza pentru că nu... Și, doar ni se pare ciudat. Și juniorii A? Juniorii A, exact cum am spus, din păcate nivelul foarte scăzut al celorlalți competitori fac ca echipa de juniori A să
defileze, între ghilimele, în acest campionat. Au victorii pe linie, au o linie de clasament impresionantă, ceva de 4 goluri primite și 100 și marcate. Asta cred că spune totul despre nivelul campionatului. Sperăm, lucrez împreună cu domnul Puiu Adonis la afilierea secției și la Federația Română de Fotbal. Încercăm ca din toamnă să promovăm din nou grupele de juniori republicani A și B, adică 14, 16, 16, 18 ani. Și în acel moment deja cred că lucrurile se vor schimba mult în bine pentru tinerii noștri fotbaliști. Va prima performanța, probabil jocul mai calitativ. Va prima performanța din punctul de vedere al competiției, că va fi foarte foarte echilibrată și se va impune acea performanță, ca să nu te faci de râs. Trebuie să mergi să te prezinți la o anumită într-un anumit fel, pentru că nu poți să vii tu de acolo cu 12-0 sau cu 15-0. Da. Tocmai de aceea spun că va fi un plus pentru fotbalul giurgiuvean. Și ce așteptări aveți de la cei mici, juniorice? De la cei mici așteptările nu sunt foarte mari. Vrem să fie ei, în primul rând, să creadă în ei, să iubească ceea ce fac, să facă totul din pasiune, nu îi obligă nimeni, nu, dar atunci când vin unii în vestiar, încercăm să mai discutăm cu ei, au niște apucături dintre astea de... și încercăm să explicăm, stop, până aici faci la școală sau, dar ai vii, aici este alt mediu, încercăm să scoatem fotbaliști, să faceți în așa fel, să și educăm. Adică fotbalul sportul trebuie... educă, într-adevăr, și da. Nu trebuie lăsați și să facă chiar tot ce își doresc. Este o utopie, poate știți, veniți de tot așa de la marea performanță. Foarte mult sportiv de înaltă performanță și un număr foarte mare, nu neapărat care ajung la o mare performanță, dar sunt acolo la un nivel, vin din familii nu tocmai bogate. Tocmai de aceea vrem să le transmitem o conduită sportivă și în societate și pe terenul de sport și în vestiar, să fie bine educați și întotdeauna eu spun că din organizarea lucrurilor vine și performanța. Nu poate să dintr-o dezordine generală n-are cum să se nască performanță. Categoric, așa este. Trebuie, în sport există disciplină și organizare. Fără aceste două lucruri nu se ajunge la o evoluție bună. Poate prin cine știe ce minune sau o conjunctură favorabilă, nu știu, dar așa nu. Rețeta, zic eu, între ghilimele, rețeta cred că asta este. Disciplină, muncă. Și muncă, bineînțeles. Alimentație. Am avut discuții cu ei, termin antrenamentul, scot din rucsac, din ghiozdănel, chipsuri, cola. Da, asta e o problemă. E o problemă, vine, da. Totuși și din partea părinților, care nu încearcă să le dea sfaturile cele mai bune în principiu în ceea ce privește alimentația. Da. Îi lasă că există câte un chioșc pe lângă școală unde mai putem mânca un sandwich, dar care e cu foarte multă maioneză și ketchup, da. Și cu alte prostioare, și după vedem că au pus câteva kilograme bune în plus la vârste de 9-10 ani. Da. Și tot și nici antrenamentele nu mai merg cum trebuie. Nici antrenamentele, că mâncarea, alimentația proastă, să zic așa, știți bine că nu afectează numai motricitatea sau cum să spun, afectează și psihicul și tot întregul sistem. Sigur, că dacă nu ne alimentăm cum trebuie, nici corpul nu este sănătos, da. Și la vârstele acestea fragede, nici creierul nu mai funcționează așa bine. Da, exact, asta spun. Și la urmă, automat, că nu mai poate să aibă aceleași randamente. Îndrumând copiii să vină către sport, ei pot învăța atât să aibă
o disciplină, atât sportivă, dar cât și în viața de zi cu zi. Și o disciplină alimentară și acest echilibru de a comunica, de a relaționa și a se înțelege mai bine și cu ceilalți copii din jurul lor. Sigur. Că de obicei, din păcate, aceasta e societatea în care trăim. Nici părinții nu îi putem condamna la infinit. Sunt plecați toată ziua de acasă, pleacă copilul la antrenament, vine de la antrenament, se duce la școală, părinte n-are niciun părinte să-l supravegheze. Și părintele e plecat tot așa, după bani. Nu știe ce mănâncă. Exact. Este dator să aducă un salariu în casă și nu poate să stea numai după copil, să... aceștia sunt și ei destul de neascultători, chiar dacă li se explică, nu înțeleg, înțeleg foarte greu. Haideți să vă întreb și de ultimele performanțe obținute de clubul Dunărea Giurgiu la celelalte ramuri sportive. Da, deocamdată cam la toate ramurile, cum e și fotbalul, suntem la început. Avem însă de amintit o performanță destul de bună la atletism, unde la secția de atletism am obținut un titlu de campion național junior 3. La junior 3, da. Prin eleva domnului Sima George Zorila Ioana, pe care o felicit încă o dată. Din păcate, nivelul nostru de să răspundem prompt acestor performanțe ale ei nu este încă pus la punct, dar o asigur și pe această cale că ne vom da toată silința să beneficieze de niște condiții mai bune și de antrenament și de o să facem toate demersurile să-i luăm și ei niște accesorii pentru antrenamente. Ne străduim. Ideea este că e un interes mult mai mare pentru acest club odată cu venirea domnului președinte și sperăm că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Păi, trebuie să reușiți să ajutați cei care ajung la performanțe. Sigur foarte că bune. Da. Sigur. Și, într-adevăr, să încurajăm să practice în continuare. Din păcate, aici este o problemă pe care am destul de spinoasă. Noi nu deținem o sală de atletism. Acum nu știu exact problemele care le-a avut domnul Sima cu colegii de la sala de sport, că de acolo vin aceste probleme. Nu vor să-l primească. Cert e că toate aceste lucruri afectează pregătirea sportivei, dar încă o dată repet, nu prea avem noi aceste elemente să putem rezolva problema. Să sperăm că în viitor undeva o lipsă de bunăvoință sau de reavoință. Nu, sunt alte probleme care nu le cunosc de aproape și nu cei puși în funcție președinței ambelor. Da, să discute, să poate vor ajunge la un compromis și la o rezolvare. Da. Din păcate ne apropiem și chiar colegii din regie ne menționează că se încheie. S-a scurs timpul de emisie. Ce să vă spun, vă doresc succes. Doamne ajută în promovare, măcar pe podium, dacă nu pe locul întâi. Da, sperăm. În Tinga Patra. Da. Așa. Iar cu ceilalți copii de la celelalte secții de la Clubul Dunărea Giurgiu, mult succes. N-am mai apucat să vorbim de cealaltă competiție. Știm că și luptele vor urma să aibă ceva competiții în următoarele săptămâni. Tenis de masă. Da, le dorim. Va fi și un eveniment, îmi cer scuze că mai țin puțin, va fi și un eveniment destul de mare organizat în data de 17 și 18 aprilie, cu ocazia zilelor municipiului, dar cum am spus și mai devreme, poate într-o ediție viitoare și poate sigur, și cu domnul Antonescu care se ocupă de secția Antonescu, respectivă. Vom detalia acest eveniment. Sigur. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Noi vă mulțumim de invitație. Mulțumim, Săruna. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru atenție. Sunt Viorica Țigău și vă aștept lunea viitoare la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, dar nu uitați, sportul înseamnă sănătate. La revedere!